În poziția în care vă aflați, vreau să citesc două versete din Daniel, capitolul 9, versetul 22 și versetul 23, pagina Sfintele Scripturi, traducerea Cornilescu, 870. El m-a învățat, a stat de vorbă cu mine și mi-a zis: Daniele, am venit acum să-ți luminez mintea. Când ai început tu să te rogi, a ieșit cuvântul și eu vin să ți-l vestesc, căci tu ești prea iubit și scump. Ia minte, dar, la cuvântul acesta și înțelege vedenia. Sunt bucuros că am ajuns să fiu împreună cu dumneavoastră în această seară și pentru că destul de dimineață am plecat din România și am avut un drum foarte greu, sincer vă spun, aș fi preferat să nu fac această promisiune, dar în final, din partea fratelui pastor, fratelui Nelu, am înțeles că este o seară de rugăciune, apoi am înțeles că este și fratele Cristi Boariu și chiar dacă am ajuns mai târziu, am zis, vreau cel puțin să fiu cu frații la rugăciune, că dacă merită ceva să facem când suntem la adunare, merită să ne rugăm. Pentru că Dumnezeul nostru ascultă rugăciunile. Slăvit să fie numele Lui. Am ascultat cuvinte frumoase în această seară, inspirate de Dumnezeu. Am simțit aici prezența Duhului Sfânt și din toată inima spun, lăudat să fie Domnul care este prezent la Elim în această seară. Și Biserica Domnului spune amin. Lăudat să fie Domnul. Și gândul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă să-l transmit în această seară, în cuvinte, sper, scurte, vreau să fie acesta: rugăciunea care mișcă cerul. Când ai început tu să te rogi, a ieșit cuvântul. În momentul când Daniel s-a așezat la rugăciune, a început să se miște cerul. Dumnezeu s-a pus în gardă și Dumnezeu a trimis reprezentantul lui să stea de vorbă cu Daniel. Ne dorim la rugăciunile noastre, la rugăciunile bisericii noastre, să se miște cerul. Și vrem să vină Duhul Sfânt și vrem ca Domnul să ridice poveri, vrem ca Domnul să rupă legături străine și vrem ca Domnul să vindece bolnavi. Lăudat să fie Domnul! Și în mod special, vrem ca Domnul să ne umple cu Duhul Său cel Sfânt. Dorim lucrul acesta. Dar ca rugăciunea noastră să miște cerul, uitându-mă la experiența lui Daniel, în primul rând, ascultați-mă bine, este nevoie să avem o atitudine specifică rugăciunii. Dacă venim la biserică ca și la spectacol, ca și la divertisment, chiar sunt slujitor, nu știu cum e la dumneavoastră, n-am fost de foarte mulți ani, dar pe la noi mai sunt unii care spun, fraților, bine ați venit la biserică să vă simțiți bine. Și eu le spun, dacă vreți să vă simțiți bine, duceți-vă în altă parte. Aici nu este locul unde să venim să ne simțim cu vreo frumos. Excelent. O predica fratele Cristi, o predica fratele Cutare, o fost ex și cu ce ai rămas? Cu nimic, dar a fost frumos. Biserica este locul unde vrem ca Duhul Sfânt să ne răscolească. Să ne aducă neliniște, frământare, să mergem acasă, să nu dormim noaptea, să ne punem întrebări, să ne ridicăm noaptea din pat, să ne rugăm, să citim Biblia, să spunem, Dumnezeule, vreau să mai pun la punct lucrurile care nu sunt puse la punct și vreau pentru că m-ai cercetat prin Duhul Sfânt la biserică. Doamne, lucrează! Dar pentru aceasta e nevoie să avem o atitudine specifică, oameni buni, venitului la rugăciune sau a timpului de rugăciune. În versetul 3 din capitolul 9 spunea Daniel: mi-am întors fața către Domnul ca să-L caut cu post, ca să-L caut cu rugăciune, cu cereri, postind în sac și în cenușă. Oameni buni, nu având anumite manifestări pe care le-am preluat din lume și încercând să le aducem în biserică, stârnim și îl mișcăm cerul, se înduplecă Dumnezeu. Ci este nevoie de atitudini specifice a prezenței lui Dumnezeu. Și mă rog pentru vremea aceasta, Doamne, cercetează-ne. La psalmistul, în psalmul 122, când mă duc la casa Domnului, îmi dau buzna. La casa Domnului sunt atent, mă opresc. Sunt foarte atent, îmi fac o analiză. În prezența lui Dumnezeu nu pot să apar oricum. Eu nu pot să vin oricum în prezența lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeul nostru este sfânt.
Pentru că Dumnezeul nostru este sfânt. Pentru că Dumnezeul nostru este sfânt, slăvit să fie numele Lui. Și ce se apropie de El trebuie să creadă că El este. Credeți că Domnul este? Și credeți că Domnul este prezent la Elim în seara aceasta? Este lângă tine, este lângă dumneata? Este aici în sală? Lăudat să fie Dumnezeul nostru. În prezența lui Dumnezeu nu dau buzna. În prezența lui Dumnezeu îmi fac o analiză. Picioarele mi se opresc. Și spunea și Eclesiastul, capitolul 5, versetul 1. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Nu veni oricum în casa Domnului. Nu veni nepregătit încă când vii la rugăciune. Vino pregătit, fă-ți o analiză. Și dacă tot ai venit, nu te ruga ca și arhanghel. Eu aud foarte mulți frați care se roagă tare și eu mă rog tare și mai sunt și alții care se roagă tare și unii se roagă cam de felul acesta. Doamne, dacă cumva am păcătuit, el nu păcătuiește de fapt, dar dacă cumva am păcătuit. Oameni buni, noi toți am păcătuit și toți suntem lipsiți de harul lui Dumnezeu, dar în seara aceasta Dumnezeu mai are milă de noi. În această seară Dumnezeu vrea să ne mai cerceteze și mă rog să ne cerceteze Duhul Sfânt în seara aceasta și Domnul să ne dea putere să avem o atitudine specifică venitului la rugăciune. Doamne, ajută-ne! Când omului Dumnezeu Ilie ne spune cuvântul Domnului, era în peștera aceea și știți foarte bine din 1 Împărați capitolul 19, Domnul îi spune la un moment dat, ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Și a venit vântul acela puternic care sfârma stâncile și nu era Domnul acolo. Și a venit cu tremurul și nu era Domnul acolo. Și a venit focul și nu era Domnul acolo. Și Biblia spune la un moment dat a venit acel susur blând și subțire. Doamne, mai lasă-l să vină în familiile noastre, să mai vină în bisericile noastre, să mai fie acea cercetare a Duhului Sfânt. Aleluia! Avem nevoie de revărsare de har. Biserica Pentecostală are nevoie de o trezire spirituală. Ne rugăm Dumnezeu să mai reverse îndurarea sa și aceste rusalii aici sau în România să nu fie doar niște sărbători, eu știu, istorice, ci să fie cu adevărat prezența lui Dumnezeu, să mai boteze Domnul cu Duhul Sfânt, să mai aducă Domnul daruri spirituale din cer și să mai trezească Domnul biserica la realitate. Lăudat să fie Domnul! Și Biblia spune când Ilie și-a dat seama că este Dumnezeu, că e prezența lui Dumnezeu și a acoperit fața și a ieșit pe munte. Nu poți în prezența Domnului oricum. Nu se poate, oameni buni, nu se poate îmbrăcat oricum, nu se poate, eu știu, cu atitudini de oricare, nu se poate. Pentru că spunea psalmistul în psalmul 93, ultimul verset, sfințenia este podoaba casei tale, Doamne, pentru cât vor ținea vremurile. Și ne rugăm, Doamne, dă-ne putere și biruință. Vreți să se miște cerul? Vrem ca Dumnezeu la rugăciunea noastră să miște cerul, la rugăciunea bisericii? Da, vrem. Dumnezeu să ne dea putere, oameni buni, ca în vremea aceasta să avem atitudini specifice venitului la rugăciune. Doamne, ajută-ne! În al doilea rând, rugăciunea care mișcă cerul, uitându-mă la experiența lui Daniel, este rugăciunea în care avem puterea să ne asumăm responsabilitatea eșecurilor noastre. Daniel, când începe să se roage, face o analiză a eșecurilor. El vorbește despre căderile spirituale și spune, Doamne, noi am păcătuit, noi am greșit, noi și părinții noștri, noi și cei care ne-au condus, noi și înaintașii noștri. Este nevoie să ne asumăm responsabilitatea eșecurilor. În general, alții sunt vinovați. Noi avem 9 copii, acum sunt mari, 6 sunt deja căsătoriți, avem 10 nepoți. Mulțumim Domnului. Când băiatul nostru, cel mai mic dintre băieți, avea vreo 2-3 anișori, era așa mai neastâmpărat, acum și el este căsătorit, și când făcea câte o nefăcută, îl chemam în mine și spuneam, David, de ce ai făcut asta? Zicea, nu eu, Iulia. Iulia era sora lui mai mare. Și mă gândeam, de unde știe el să arunce vina pe Iulia? De unde știe el lucrul ăsta? Cum poate el să inventeze asta? Pentru că noi, în interiorul nostru, există o dorință și ceva ascuns care transmite și care încearcă să se eschiveze de la responsabilitate. Nu ne place să ne asumăm responsabilitatea. Nu ne place. Căutăm întotdeauna vinovați, anturajele, prietenii, oamenii. M-am ocupat de pușcăriile din Transilvania. 4 pușcării sunt în zona Transilvania și cel puțin 15 ani am predicat
foarte mult timp, și când spun foarte mult timp, cel puțin o dată pe săptămână, în penitenciarele acestea. Am stat de vorbă cu sute de pușcăriași în interiorul penitenciarului și după ce au ieșit afară. Am consiliat foarte mulți oameni care au avut de-a face cu pușcăria. Majoritatea dintre ei, care erau în pușcărie sau au ieșit afară, majoritatea dintre ei aveau pe cineva care era vinovat datorită eșecurilor lui. Unul avea anturajul, alții părinți, altul contextul, alții școala, alții și așa mai departe. Fiecare găsea pe cineva vinovat. Și mereu atunci când noi avem eșecuri, găsim pe cineva care este vinovat. Căutăm țapii spășitori și alții sunt de vină. Alții sunt de vină. Rugăciunea care mișcă cerul este rugăciunea în care îți asumi responsabilitatea eșecurilor. Aceasta nu este o umilire, ci aceasta este o onoare, o cinste, ca să stai înaintea lui Dumnezeu și să spui: Doamne, eu sunt de vină. Și nu să te rogi general, nu să-i spui lui Dumnezeu că tu ai păcătuit așa, ci să ai curajul și puterea să-l faci pe diavolul de rușine și să spui: asta este frământarea mea, asta este problema mea, cu asta, Dumnezeule, mă confrunt, aici am eșecuri, aici sunt slab și aici vreau să-mi dai biruință. Și Domnul este Cel care te poate întări, slăvit să fie Domnul. Cei doi tâlhari l-au batjocorit pe Domnul Iisus Hristos. La un moment dat, Evanghelia după Matei spune, ambii tâlhari l-au batjocorit pe Fiul lui Dumnezeu și au aruncat cuvinte de ocară. Și la un moment dat, unul dintre ei, așa cum bine știți, se trezește ca dintr-un somn și undeva în Evanghelia după Luca, bărbatul acesta pe cruce era, știa că va muri, n-avea nicio perspectivă, n-avea nicio speranță, nu mai era nimic în lumea aceasta pentru el. Dar la un moment dat el recunoaște și în versetul 41 din Luca, capitolul 23, el mărturisește și spune: pentru noi este drept. Pentru noi este drept că primim răsplata cuvenită pentru fărăgile noastre. Pentru că dacă suntem pe cruce, merităm lucrul acesta. Dacă suntem în situația în care suntem, ne merităm soarta. Nu este Dumnezeu de vină, nu este societatea de vină, nu sunt părinții de vină, nu sunt anturajele sau circumstanțele. Eu sunt și noi suntem vinovați. Dar privind la Domnul Iisus, a spus: omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte. Și datorită faptului că și-a recunoscut și-a asumat greșelile, a avut puterea să ceară Domnului să ajungă cu el în rai. Și Domnul i-a promis: astăzi vei fi cu mine în rai. În seara aceasta ești aici împreună cu mine, eu nu te cunosc. Poate că ai cocoloșit și ascuns păcat peste păcat. Poate fără de lege, peste fără de lege. Și ai încercat să le maschezi și le-ai mascat și le-ai cosmetizat. Ascultă-mă bine, s-a vorbit aici despre Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. El este prezent în adunare. Și la Biblie scrie: Duhul cercetează totul. Aici ochiul lui Dumnezeu vede totul, vede eșecurile tale, vede frământările tale, vede neputințe tale, vede luptele tale. Și în seara aceasta mă rog din toată inima, Domnul să-ți dea putere, împreună cu mine la rugăciunea la care vom fi la final, să ne prăbușim înaintea Domnului și să ne asumăm eșecurile noastre. Dă-ne putere, Dumnezeule! Rugăciunea care mișcă cerul este rugăciunea în care îți asumi eșecurile, în care îți asumi derapajele, în care vorbești liber înaintea lui Dumnezeu. Și David spunea: îmi cunosc bine fără de legea și păcatul meu stă unde? Unde? Necurmat înaintea mea. Nu arunc păcat după păcat, nu le arunc în spate: ăsta nu-i păcat, ăsta nu-i păcat, ăsta nu-i păcat și alții, nu, ci el stă necurmat înaintea mea și mă doare pentru păcatul meu și mă frământă și mă neliniștește păcatul meu și vreau să scap de păcatul meu. Și cel care dă biruință este Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui, slăvit să fie numele Lui. Rugăciunea care mișcă cerul, în al treilea rând, este rugăciunea care ignoră circumstanțele. Știți care erau circumstanțele în care se ruga Daniel? Doar dărâmături. Se uita în jurul lui și erau doar dărâmături. Și se roagă înaintea lui Dumnezeu și spune: Dumnezeule, ai milă de dărâmăturile a cui? A noastre. Oare sunt în familia voastră dărâmături? Oare aveți în casele voastre dărâmături? Nu-i ușor să ai dărâmături. Pe mine Dumnezeu m-a îngăduit
să trec și prin astfel de etape în viața slujirii mele. Am văzut eu că unul dintre băieții mei mai mari, cu mai mulți ani în urmă, venea cu noi la adunare, dar nu se ruga niciodată. Când cânta biserica, nu cânta niciodată. Se așeza undeva la balcon, mai avea el ceva activitate pe acolo. Niciodată nu se bucura, niciodată nu era cu biserica, niciodată. Și într-o seară m-am dus în camera lui și a spus, dragul tati, sunt așa de frământat. Sunt așa de neliniștit. De ceva vreme împreună cu mami ne rugăm pentru tine în mod special. Ceva se întâmplă. Tu nu ești în regulă. E mult mai înalt decât mine. Era prin clasa 11 sau 12. S-a ridicat în picioare, s-a uitat de sus în jos la mine. Și a zis, tati, te iubesc și pe dumneata și pe mami. Vă iubesc foarte mult, dar îmi pare rău că ești păstor. Pentru că vreau să spun, credința dumitale, convingerile dumitale, nu o să le împrățișez niciodată. Eu nu o să mă pocăiesc niciodată. Am avut impresia că cade cerul pe mine. Mă prindeam așa de față să văd dacă ea Eve, dacă sunt în casa mea. Eu nu sunt un tip liniștit. Eu sunt un tip vulcanic. Dar m-am stăpânit. Și am spus, eu și mami postim, ne rugăm și Dumnezeul pe care îl slujim noi într-o zi va ieși înaintea ta. A trecut ceva vreme, noi suntem bistrițeni. Pentru cei care nu știți, suntem de 18 ani în orașul Cluj să facem o lucrare a lui Dumnezeu pentru o vreme. Într-o seară, era vară, vacanță, era plecat la rudeniile mele în zona Bistrița, m-a sunat un prieten între ghilimele după 11 seara, 11 jumate. Mi-a spus că băiatul meu este la o discotecă în zonă și ce bravuri face băiatul meu. Țin minte, m-a pus pe genunchi cu soția mea, ne-am dat jos din pat, eram puși la culcare. Am plâns în noaptea aceea. Și am spus lui Dumnezeu, eu nu pot să spun condiții, dar într-o zi voi închide Biblia, voi închide agenda și într-o zi nu voi mai răspunde la nicio solicitare, nu voi mai putea face slujirea dacă nu faci ceva. Au mai trecut câteva luni de rugăciune, de plâns și într-o mare seară, o seară nu specială, obișnuită de rugăciune, în biserica noastră a venit un vas de lucru, o persoană a lui Dumnezeu. Să dea Domnul în biserica noastră să fie tot mai mulți oameni a lui Dumnezeu. Și Domnul mi-a spus, prin Duhul Sfânt, așa-ți vorbește Domnul bărbatule care te-am pus în fruntea acestei biserici. Te rogi pentru o draslă de parte bărbătească. Nu peste multă vreme, am să mă ating în mod special de ea, de el, o să se întoarcă la mine și toată biserica aceasta o să se bucure de întoarcerea lui. Au mai trecut câteva luni de rugăciune, de post și a venit perioada stăruinței, noi facem câte o săptămână de stăruință și în seara, una dintre seri, am invitat niște frați din zona Bucovinei, Moldovei. Au dormit la noi, doi frați, ne-am rugat cu familia, Domnul s-a ocupat de el în seara aceea, în noaptea aceea am înțeles că s-a dus cu unul dintre frați, s-a mărturisit, a plâns și a doua seară l-am văzut la stăruință și când stăruitorii erau în față, cum vin probabil la dumneavoastră, spre surprinderea mea l-am văzut pe băiatul meu cu mâinile ridicate sus și se ruga. I-am făcut semn soției mele și am zis să ne rugăm. În seara aceea Domnul l-a botezat cu Duhul Sfânt, i-a schimbat viața și este acum ceea ce a spus Dumnezeu. Este căsătorit, este inginer,
avem o mare binecuvântare prin ceea ce face, prin ceea ce este. Cine face asta? Unul singur, Dumnezeu. Nu știu ce circunstanțe ești în această seară, dar rugăciunea care mișcă cerul este rugăciunea care ignoră circumstanțele. Poate în jurul tău sunt dărâmături, poate în viața ta sunt dărâmături, poate diavolul spune, nu mai ai nicio putere, nu mai ai nicio perspectivă, tu ești un om ratat, tu ești un eșec. Nu, ascultă-mă bine, aici împreună cu noi este Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Biserica lui nu vizitește fratele Boariu, nici fratele Bujor, nici păstori, nici prorocii. Biserica lui o zidește El. Noi suntem slujitori împreună cu Dumnezeu, dar Cel care are puterea eliberării, a vindecării, a ridicării este Iisus Hristos. Și Iisus Hristos este prezent în adunarea noastră. Și toți care credeți, să spunem încă o dată, lăudat să fie Iisus! Lăudat să fie Iisus! Puterea Domnului este aici în adunare. Sunt dărâmături la Elim. Vrea Domnul să ridice în seara aceasta. Sunt circumstanțe care nu-ți mai dau perspectivă și putere. Ascultă-mă bine, este seara eliberării, este seara biruinței, este seara harului. Mărit să fie Domnul. Nu că am venit noi, nu că suntem noi aici, pentru că Duhul Sfânt este prezent în adunare, pentru că Iisus Hristos este prezent în adunare, pentru că Domnul vrea să rupă legături străine în seara aceasta, pentru că Domnul vrea să vindece suflete în seara aceasta, pentru că Domnul vrea să dea nouă perspectivă în seara aceasta. Și mă rog, Domnule, lucrează. Lăudat să fie Domnul. Rugăciunea care mișcă cerul este rugăciunea care ignoră circumstanțele. Și în ultimul rând vreau să spun, rugăciunea care mișcă cerul este rugăciunea care nu se bazează pe realizările personale, ci se bazează pe dragostea lui Dumnezeu. Și Daniel se ruga și spunea, pentru dragostea ta, nu pentru ceea ce sunt eu, nu pentru faptul că eu sunt prea iubit și scump, nu asta este important, nu pentru faptul că tu ai trimis un reprezentant din cer, nu pentru faptul că m-ai scăpat din gloapa leilor, cum se spunea, nu, ci pentru faptul că tu ești plin de dragoste. Pentru că dacă lucrează Dumnezeu, lucrează în dragoste, oameni buni. Și dacă sunt aici în seara aceasta, și dacă n-am fost implicat într-un accident de mașină, și dacă nu am cancer, dacă nu sunt diagnosticat cu o boală incurabilă, și dacă familia mea este bine, și dacă suntem bine, este datorită dragostei lui Dumnezeu. Și dacă în seara aceasta ești aici, te-a adus Dumnezeu și te-a adus Duhul Sfânt în seara aceasta și spunem slăvit să fie Domnul. Rugăciunea care mișcă cerul este rugăciunea care se bazează și care are la bază dragostea lui Dumnezeu. Doamne, pentru dragostea ta, pentru numele tău. A pierdut tot ceea ce a avut de pierdut. A risipit tot ceea ce a avut de risipit. A dat tot ceea ce a avut de dat. Și într-o zi a ajuns să-și slujească la porci. Să fie porcar. Nu știu dacă aveți idee ce înseamnă să fii porcar. În copilăria mea la noi în sat era și turmă de porci. Și totdeauna când vorbesc de ei sau citeze, am imaginea acelui om care scotea porcii, pe râtul porcilor, ziceam noi, o zonă unde pășteau porci. Și într-o zi s-a întors acasă. Atât de mult îmi place în pilda aceea Domnului Iisus Hristos, arhicunoscută de noi, că Tatăl aștepta. Probabil ieșea în fiecare zi, își punea mâna streșină și se uita în orizont. Știa că într-o zi va veni. Știa că într-o zi se va întoarce. Știa că într-o zi îl va vedea venind. Și când l-a văzut, a alergat. Și a dat seama că nu i-a văzut fața, era departe, l-a văzut de departe. După mers, după fiziologie, știa că este a lui. Avea o haină pregătită, avea încălțăminte în picioare, avea inelul pregătit, avea un vițel pregătit, avea o haină, o casă și un loc de nuntă, de sărbătoare pregătit pentru momentul acela. Și a alergat.
și l-a îmbrățișat. Și a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Și băiatul a zis, tată, nu mai am niciun merit. Te-am făcut de minune, te-am făcut de râs, am irosit totul, nu mai am nimic. Primește-mă în grajd, în șopru, între argați, între slugi, dar să nu mor de foame. Ascultați-mă. Tata îl iubea. Și pentru că îl iubea, a dat ordin. Aduceți repede încălțămintele, inelul, haina cea mai bună, sacrificați vițelul și pregătiți haina de sala de nuntă. Că acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și s-a găsit. Tata este prezent la Elim în seara aceasta. Dragostul lui vrea în seara aceasta să te îmbrățișeze. El vrea în seara aceasta să te cheme. El vrea în seara aceasta să simți căldura lui. El vrea în seara aceasta să te ierte. El vrea în seara aceasta rugăciunea pe care tu o faci să miște inima lui Dumnezeu și să pleci un om schimbat în această seară, un om eliberat în această seară, nu prin puterea sistemului penticostal, ci prin puterea jertfei lui Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul! Că aici operează sângele lui Iisus Hristos, singura soluție de sub soare, care aduce iertare, liberare și biruință. Aici operează Duhul Sfânt de la Rusalii, care te ridică, care îți dă putere, care îți dă har, care îți dă călăuzire. Aici este prezența lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Și când ne vom ruga în această seară, vreau să se miște cerul la Elim. Și dacă sunt aici suflete care au nevoie de mântuire, de eliberare și de biruință, Domnul să le ridice. Dacă sunt fii risipitori pentru care plânge mama, tata în țară sau aici, mă rog Dumnezeu să-ți dea putere în seara aceasta. Să te scutul, să scutul țărâna de pe tine, să te prăbușești în fața lui Iisus Hristos, în fața Tatălui. Să simți în această seară căldura Tatălui, să ai eliberarea, biruința și din seara aceasta să fii un om iertat, un om eliberat și aceasta datorită dragostei lui Dumnezeu, că te-a iubit Dumnezeu, că te-a îngăduit Dumnezeu prin lumea aceasta și te-a lăsat cu viață, cu sănătate, cu putere și seara aceasta este seara iertării, seara eliberării și seara biruinței, mărit să fie Domnul. Dacă ești o persoană care încă n-ai încheiat un legământ cu Domnul și poate vei veni la biserică să faci pentru prima dată, de asemenea mă rog ca Duhul Sfânt să te cerceteze, mă rog ca sângele lui Hristos să-ți facă stropirea. Mă rog ca Domnul să rupe orice legături străine această seară. Puterea Evangheliei să străpungă inima și Duhul Sfânt să-ți încălzească viața ta și din seara aceasta să fii un om schimbat și să pleci cu Iisus Hristos în inimă. Iar noi, frați și surori, să fim în seara aceasta atinși încă o dată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Când s-au rugat ei, după ce s-au rugat, s-a cutremurat locul în care ei erau acolo și toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Să vină Duhul Sfânt încă o dată peste Elim, să mai vină prezența lui Dumnezeu peste adunare, să mai vină cercetarea Duhului Sfânt în seara aceasta, să fie mișcat cerul această seară și Dumnezeu să miște inimi și să mântuiască oameni și pentru gloria lui Dumnezeu să se întâmple lucrul acesta și ne rugăm, Doamne, dă biruință. Fratele Nelu ne va anunța cum ne vom ruga și cauzele pentru care ne rugăm și apoi stăm la rugăciune și fie rugăciunea care să miște cerul. Amin.